Zice cartea Facerii că a fost seară și a fost dimineață, ziua întâi. Și a fost seară și a fost dimineață, ziua a doua și tot așa toată săptămâna. Așa și noi la Sfânta Biserică. Începem ziua de cu seara. Ca tare, cu slujba din seara aceasta, slujba de vecernie, noi am intrat deja în ziua de 14 septembrie, adică am intrat în prăznuirea cea mare a Înălțării Sfintei Cruci. Și după această slujbă este rânduită aici la Mănăstirea Hatâmpul și încă un moment tot duhovnicesc, și anume închinarea, cinstirea icoanei Maicii Domnului, cea făcătoare de minuni. De aceea, cu căduința dumneavoastră, în câteva minute vom merge tot așa împreună, sobor de preoți și cu dumneavoastră, să înconjurăm biserica mică și apoi să așezăm icoana spre închinare. Pentru că nici nu se putea altfel. Nici nu se putea altfel. Cinstirea Sfintei Cruci și cinstirea, prea cinstirea Maicii Domnului stau împreună. Cine a fost singura care a stat la picioarele cruci dintre femei? Maica Domnului. Dintre apostoli, toți au fugit. Unul singur, cel mai mic, a rămas acolo. Cine? Sfântul Ioan. N-avem niciun cuvânt în timpul acela de la Maica Domnului. Mai de dinainte avem noi acolo, dacă vă aduceți aminte, la nunta din Cana, când ea le-a spus slujitorilor și prin ei nouă tuturor, faceți tot ceea ce vă va zice. Deși noi nu știm prin cuvintele și prin mărturisirea ei a Maicii Domnului ce a simțit ea la picioare de cruci, văzându-L pe Fiul ei răstignit, pe nedrept răstignit. Văzând ea, Maica Domnului, felul cum oamenii au înțeles să răsplătească toate binefacerile pe care El, Domnul Hristos, le-a făcut lor oamenilor. Deci, deși nu știm prin cuvânt și prin expresia ei ce a simțit, totuși știm. Cei mai bine știu cei care au copii, mamele, și cei care sunt părinți duhovnicești, dacă ne-ar durea și pe noi sufletul atât de mult de copiii noștri care se pierd. De aceea, ea, Maica Domnului, care a fost întărită de Fiul ei ca să poată să ducă durerea aceasta răstignirii Fiului ei, tot ea, Maica Domnului, este cea care vine și în ajutorul nostru atunci când crucea ni se pare grea, atunci când greutățile vieții sunt mai presus de puterile noastre, că la cine strigăm noi? Nu la Maica Domnului. Că ce facem noi atunci când ne poticnim? Când cădem? M-a căzut și Domnul nostru Iisus Hristos. Ne gândim la El, la Cel răstignit pe Sfânta Cruce și ce facem atunci? Ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, cerând de la Dumnezeu, de la Domnul nostru Iisus Hristos, putere, ajutor și întărire. De aceea, în mod minunat, s-a așezat la Mănăstirea Hatâmpul. Ăsta are mulțumitor Părintului Stareț că ne-a invitat în această seară această împreună ședere a cinstirii Sfintei Cruci și mâine va fi o cinstire și cu o leacă de osteneală, adică cu procesiune, și a cinstirii Maicii Domnului. Că nu tare de mult ați mai avut o sărbătoare aici și un hram aici, în hramul mare al mănăstirii, dar niciodată prăznuirea Maicii Domnului nu este cumva să zicem, gata, am terminat prăznuirea Maicii Domnului sau am terminat cu prăznuirea Sfintei Cruci. Tot timpul noi creștinii ortodoxi, suntem cinstitori ai Maicii Domnului, suntem cinstitori ai Sfinților, cinstitori ai Sfintei Cruci. De aceea, în tihnă și în duh de rugăciune și de pocăință și de smerenie, ne îndreptăm spre Biserica Mică, nu Părinte Stareț,